Bună ziua, dragi cititori Herald, din nou împreună la Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre un personaj cu totul și cu totul fascinant în istoria umanității, așa cum am mai spus-o și cu alte rânduri. Este vorba despre sanctitatea sa, Dalai Lama. Sanctitatea sa sau sfinția sa, Tenzin Gyatso, al 14-lea Dalai Lama, s-a născut la 6 iulie 1935, iată împlinește 85 de ani, într-un mic sat de țărani din provincia Amdo. La vârsta de 2 ani a fost descoperit ca fiind încarnarea predecesorului său, Marele Dalai Lama al 13-lea. La vârsta de 4 ani și jumătate, Tenzin Gyatso este adus în capitala statului tibetan Lhasa și instalat pe tron în calitate de șef suprem temporal al spiritului și spiritual al Tibetului. Astăzi vom vorbi despre Dalai Lama și despre o carte apărută la editura Herald, ca noutate editorială. Este vorba despre Fundamentul învățăturilor budiste, ghid practic al etapelor pe calea spre iluminare, alături de colega mea, Luisa Neag, senior editor Herald. Luisa. Bună, Sorin! Bună tuturor! Bună! Îmi face mare plăcere să vorbesc despre Dalai Lama de fiecare dată, cu toate că eu nu sunt budist deloc și nu nici eu. Nu sunt deloc un specialist în budism. Preocupările mele spirituale țin de tradiția hindusă, de yoga, de tantra, mai puțin de budism, dar nu ai cum să te învârtești în această zonă fără să iei contact și cu conceptele filozofiei și spiritualității budiste și cu atât mai mult cu cât am lucrat pe cărți scrise de Dalai Lama. Așa că mă bucur foarte mult să vorbim despre această nouă apariție. Vrei să mă întrebi ceva? Da, ce aduce nouă această scriere, această carte, acest titlu în toată opera lui Dalai Lama? Pentru că foarte, foarte pe scurt aș vrea să mai amintesc câteva cărți, tot ca noutăți, Cultivarea răbdării, de asemenea Potențialul nostru uman, Calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare, Dalai Lama, mai am eu aici, Dalai Lama, Libertate în exil, despre care noi am mai vorbit foarte frumos, o carte publicată în colecția Autobiografia. De asemenea, Dalai Lama, Filozofia și practica budismului tibetan, iarăși despre învățăturile budismului tibetan. Ce să mai spunem? O minte profundă, mintea liniștită și senină, vorba Andrei Ionescu, prietena noastră, o carte cu totul și cu totul remarcabilă, specială. Ce aduce această carte? Sigur, putem vorbi despre ce aduce această carte în contextul lucrărilor publicate la editura Herald, întrucât nu sunt absolut deloc la curent cu absolut toată opera lui Dalai Lama, dar personajul este într-adevăr foarte drag inimii mele. Ce putem să spunem despre această carte? Este vorba despre un comentariu al lui Dalai Lama, al unei scrieri sau al, mă rog, e vorba de un sistem de meditație care se numește Lamrim și care reprezintă esența întregului antrenament budist al minții. Este un sistem de meditație care a fost inițiat în secolul al XI-lea de către un mare sfânt și învățat pe nume Atisha și, mă rog, a fost preluat de-a lungul timpului și comentat de mai mulți maestri budiști, printre care, iată, și Dalai Lama. Avem acest comentariu. Dalai Lama are această abordare deschisă către Occident și deschisă către oamenii care sunt novici în ale budismului, deși e vorba despre un sistem de meditație adresat cunoscătorilor și celor care sunt care aprofundează învățăturile budiste. Deci această lucrare are acest merit că se adresează în egală măsură celor care
abia iau contact cu învățăturile budiste și au ocazia prin această carte să vadă cum pot pune în practică, cum se pun la lucru aceste învățături budiste, dar de asemenea cei care știu deja cum se face aceasta pot să folosească această carte ca un ghid și pe care să practice foarte, foarte clar și foarte concret, ca să zic așa. Dalai Lama consideră că budismul aduce foarte mult în societatea actuală, poate să ajute foarte mult oamenii din societatea actuală care sunt afectați de, mă rog, foarte multe probleme și îi ajută să-și păstreze calmul, să-și păstreze liniștea interioară într-un mod foarte concret și oarecum științific. Despre budism se spune că nu este un sistem religios, așa cum suntem noi obișnuiți, nu se vorbește despre Dumnezeu, nu e vorba de această stare de vinovăție, de, nu știu, de această idee de păcat care este atât de neplăcută multor occidentali care ajung în cele din urmă să fie atei. Pe de altă parte, dacă, de exemplu, studiem această carte, observăm că nici ideile budiste totuși nu sunt lipsite de o anumită aură de misticism și de mister și de supranatural. Pentru că, de exemplu, ideea de la care, una dintre ideile principale de la care se pornește este ideea de reîncarnare, pe care nu găsește de cuvință să o demonstreze în vreun fel. O ia ca pe un fapt și spune, e un fel de, nu știu, dacă vreți, un fel de pariu al lui Pascal reinventat. Adică, ok, puteți să credeți sau să nu credeți, noi vă zicem că lucrurile așa stau și decât să vă puneți în situația să suferiți mai târziu sau să pierdeți această ocazie, mai bine o fructificați și vă spunem noi ce trebuie să faceți. Și, mă rog, sunt foarte multe tehnici, foarte multe practici. Se pune accentul, bineînțeles, pe câteva idei de bază budiste. O să amintesc câteva dintre ele. Una dintre ele foarte importantă este că fiecare ființă din orice regn ar face parte. S-a constatat în mod direct și foarte evident și simplu că orice ființă își dorește să fie fericită, își dorește să-i fie bine și, de asemenea, evită suferința, face tot posibilul să nu sufere, fie să se sustragă oricărei neplăceri. Și, având în vedere acest mecanism simplu, atunci este de dorit să facem toate eforturile pentru a atinge această stare de fericire durabilă și foarte bine bazată și a înlătura suferința. Și nu numai, o altă idee foarte importantă, să înlăturăm suferința și să ne apropiem cât mai mult de o stare de fericire autentică și durabilă și nu doar pentru noi, ci pentru absolut toți oamenii. Este mult mai important ca să obținem această stare în beneficiu tuturor. Și de altfel, o altă idee foarte importantă este renunțarea la această stare de nirvana, cum îi spun ei, deci desăvârșirea spirituală absolută, care practic te scoate din manifestare, dar o treaptă superioară de spiritualitate este când renunți la această fericire care este numai pentru tine și alegi să revii în manifestare sub forma de bodhisattva, deci o ființă care se dăruiește și se dedică evoluției spirituale a tuturor celorlalte ființe. Dalai Lama însuși este un exemplu al acestei asumări, pentru că așa cum se spune în tradiția tibetană, Dalai Lama se încarnează succesiv, mereu și mereu, în aceeași ipostază,
este ca și cum este un spirit care și-a asumat să îndeplinească această funcție de Dalai Lama, de conducător religios și chiar și politic al tibetanilor, și misiunea lui este aceea de a-și îndeplini acest rol, de a face cunoscut învățătura budistă cât mai multor oameni. Și iată că acest Dalai Lama contemporan și-a făcut o misiune din a deschide către budism întreg mapa mondului. Deci, de asemenea, el este într-o colaborare foarte strânsă și cu foarte mulți oameni de știință și urmărește să promoveze budismul ca un sistem care este foarte aproape de modul în care pun problema oamenii de știință. Așa cum am vorbit atunci când am prezentat, de exemplu, cartea Mănăstirea și Microscopul, care este un dialog între Dalai Lama și diferiți oameni de știință. Legătura dintre budism și neuroștiințe, și chiar mă gândeam despre legătura, sau mai bine spus, despre rolul meditației, da? Cum se poate modifica creierul și anumite structuri neurologice prin intermediul meditației sau prin intermediul rugăciunii. Da. Da, mai este iarăși, deci mă rog, dacă ar fi să vorbim despre așa numitele cele trei juvaieruri ale budismului, ce vorba despre Buddha, învățătura lui Buddha și comunitatea celor care practică învățătura lui Buddha. Și un număr important de tehnici budiste pe care le veți găsi în această carte se bazează pe comunicarea și comuniunea cu niște ființe așa numiți ghizi spirituali și devoțiunea față de ghidul spiritual și față de diverse alte ființe care trăiesc, spun ei, în alte planuri paralele și ne veghează și sunt foarte bucuroși să ne ajute atunci când noi ne deschidem către a evolua spiritual. Ce aș mai putea să mai spun este că, așa cum știm, Dalai Lama împlinește 85 de ani, este foarte, mă rog, în vârstă și chiar am luat legătura cu secretarul său, încercând să, mă rog, să-i luăm un interviu, și el ne-a atras atenția că sfinția sa are o vârstă și că este foarte fragil și că ne roagă să înțelegem că, mă rog, este foarte delicat și dificil să mai ofere, să mai acorde interviuri în această ipostază. Cu toate acestea, având în vedere evenimentele la nivel global, puteți vedea că Dalai Lama este foarte implicat în a-și aduce contribuția la liniștirea oamenilor și la deschiderea lor către o perspectivă spirituală și către o interpretare la un nivel mult mai profund a evenimentelor prin care trecem în aceste luni. Deci este o personalitate foarte activă și care însă se apropie de sfârșitul acestei existențe și putem spune că în timpul existenței acestui al 14-lea Dalai Lama, poporul tibetan a trecut prin niște transformări radicale datorită cuceririi lor de către chinezi și lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum s-au obișnuit în ultimele câteva sute de ani. Dacă deja este vorba de al 14-lea Dalai Lama, toți acești Dalai Lama s-au încarnat într-o zonă apropiată din proximitatea Palatului Potala, ca să zicem așa, proximitate aproximativă, așa, și încarnarea următoare era pregătită într-un cadru foarte
restrâns și cu niște lama specializați care știau exact care sunt procedurile prin care este identificat următorul Dalai Lama. În zilele noastre, acest Dalai Lama este foarte, un personaj foarte deschis către mass media și chiar au fost făcute foarte multe speculații legate de următoarea lui încarnare, chiar, de exemplu, dacă ar fi posibil să fie o femeie sau cine știe pe unde să se încarneze. Deci lucrurile nu vor mai fi niciodată cum au fost. Să fie din afara Tibetului? Și tocmai de aceea este foarte prețios, este foarte și probabil că de aceea este și el foarte activ în ceea ce privește răspândirea învățăturilor budiste așa cum au fost moștenite și așa cum le-a moștenit el. De altfel, Dalai Lama, chiar și în aceste condiții de stres și de maximă încărcătură politică prin care, mă rog, a trecut poporul tibetan și el ca personaj, pentru că el trebuia să fie în continuare, să joace în continuare rolul de lider pentru poporul tibetan, atât spiritual cât și politic. Chiar și în condițiile acestea, el întotdeauna a fost foarte fidel practicilor sale spirituale. El întotdeauna și-a dat toate examenele pe care le avea de dat un Dalai Lama, așa, luat toate inițierile prin care trebuia să treacă acest personaj. Și în continuare s-a dezvoltat și a fost deschis către noi învățături și întotdeauna a pus un accent foarte mare pe practica lui spirituală. Și încearcă să transmită totuși, deși, mă rog, mass media încearcă să-l aducă la un nivel așa aproape de derizoriu uneori. Cu toate acestea, el încearcă să păstreze ștacheta învățăturilor și să o dea mai departe, cu atât mai mult cu cât nu se știe ce se va mai întâmpla după ce el nu va mai fi. De aceea, învățăturile lui Dalai Lama, acestui Dalai Lama actual pe care îl cunoaștem, sunt foarte prețioase și este foarte important că ele se propagă în varianta aceasta cât mai fidelă, tradițională, așa cum le-a moștenit și el. Mulțumim foarte mult, Luisa Neac, că am vorbit despre personalitatea lui Dalai Lama, aniversându-l, celebrându-l 85 de ani de viață, 6 iulie 1935, 6 iulie 2020. Am vorbit despre o noutate editorială în portofoliul editurii Herald, Fundamentul învățăturilor budiste, ghid practic al etapelor pe calea spre iluminare, Dalai Lama. Sper că colega mea, lui Saneag, a venit cu informații utile pentru dumneavoastră, cititorii noștri. Vă invităm să intrați pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, și să găsiți atât în colecția Himalaya, cât și în seria de autor în colecția Dalai Lama, cărți pe care le-am pomenit, o parte dintre ele, pentru că sunt multe, o parte dintre ele le-am pomenit la începutul intervenției noastre. Așadar, cu mesajul de la mulți ani și sănătate și o viață cât mai îndelungată pentru Dalai Lama, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi și vă dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!